există în România. Primul caz cu transmitere comunitară este vorba despre caz Omicron, unul din cele 11, este al unei femei din București, 31 de ani, care n-a călătorit, nu s-a întâlnit cu nimeni care a călătorit, nu se știe de unde a luat boala. Cât de important este momentul și mai ales cât de îngrijorător este el, despre asta vom vorbi în partea a doua a orei și tot atunci despre o cantitate impresionantă, 20 de tone de citrice cu pesticide. Circulă în zilele acestea în magazinele din România. Unele dintre portocalele, lămâile cu pesticide deja au ajuns la oameni acasă și motivul pentru care ANPC spune că n-are ce să facă. Constată, ne spune și nouă, că există această cantitate uriașă. Care e pericolul pesticidelor? Cum putem să ne apărăm? La ce să fim atenți? În a doua parte a acestei ore. Înainte, cum v-am promis, în studioul nostru este celebrul neurochirurg Vlad Ciurea. Bună seara, domnule profesor! Bună seara la toată lumea! Prăbușire psihică, oboseală cronică, după 2 ani de pandemie, într-un moment în care cu toții ar trebui să zburăm de bucurie, pentru că vin sărbătorile, ne întâlnim cu toții, de data asta suntem și vaccinați. E mult mai sigur. Dar nu, oamenii în general sunt apăsați, sunt prăbușiți. De ce? Chiar dumneavoastră a spus. Au făcut 2 ani. 2 ani de apăsare, 2 ani de ca în inchiziție. Se lockdown, strâns în casă. Strâns numai la triunghiul bermudelor, de la televizor, la masă, în dormitor, minim de activitate, la laptop. Puțini au circulat, puțini s-au mai ieșit din casă. Seniorii, mai mult, au mai ieșit puțin la piață, li s-a dat voie la un moment dat. Și această limitare orizontului, cuvântul stau. Stau înseamnă sedentarism, stau înseamnă că nu mă mișc, mișcarea este viață și la animale și la oameni, deci mă mișc de ce exist, este o frază celebră în medicină, nu s-au mișcat. Mișcarea înseamnă nu că m-am mișcat corpul, circulația, de care știm cu toți, această pompă, inimă, creierul, cunoaștere. Einstein spunea că cine a dat Dumnezeu sau creativitatea, cu totul deosebit, e cunoașterea, să fim curioși. Ce este în stânga, ce este în dreapta, ce e la jurnalul de țară, ce aflăm nou, e cunoaștere. Ori dacă nu mai îți închizi orizontul, nu mai ai legături cu nimeni, te izolezi la cel celular cu informațiile respective și îți spune fratele Google ce să faci în fiecare zi, acest orizont se limitează. Nu mai ești tu. Nu mai ești tu, mulți pierd din capacitățile intelectuale. Și auzi persoane. Tata nu mai este la fel, nu mai se poate concentra, nu mai are aceeași memorie. Scapă lucrurile, e neatent, vedeți, îi tremură una. Normal, dacă nu folosești codirul, dacă nu iei legătura cu ceilalți. Aceasta a fost pandemia. Am luptat 2 ani. Din nefericire, trebuie să mai luptăm în continuare. Ne-a apăsat pe toți, nimeni, și bogat, și sărac, toți s-au luptat cu această pandemie. Simțiți tensiunea? Tot timpul, ca doctor, e între oameni. Toată lumea este nervoasă, da, așa arțăgoasă. Este. Noi doi nu. Noi nu. Oricine afară de noi doi. Nu permite. Nu, că nu ne-ar veni. Da, devine, dar știți povestea cu Ferdinand, fiind calm, că în parcul circul era un domn, așa, cu părul alb ca mine, și ducea un cărucior. Și în jur, claxoare, nu știu ce, cuvinte. În fine, ca din Parlament, cum am văzut acum. Și un domn trece, ca dumneavoastră. Bine, dragul meu, dar credeți că sugarul ăla vă înțelege? Nu, Ferdinand, sunt eu. Aceasta este explicația, ca să fim cu mintea întreagă. Ferdinand, sunt eu. Să ne luăm timp pentru toate. Luându-ne timp pentru toate și trecând. Dacă cineva mă claxonează în trafic, poftiți, mergeți. Dacă cineva îmi spune o vorbă urâtă, să fie bine primită. Și așa mai departe. Deci lucrurile trebuie să noi trebuie să mergem înainte. Altfel nu supraviețuim. Înțeleg arma, din ce spuneți arma? Arma este optimismul, creativitatea, cunoașterea, gândirea pozitivă. Dacă am intrat pe nu, îl luăm pe acest nu mare, mare, mare în brațe și totul e pe nu. Și sunt persoane negativiste din naștere. Alții sunt, cum a spus chiar dumneavoastră, porniți pe scandal. Nu este bine, nu ce la nimic bun. La nimic bun. Cele mai multe celule nervoase, acel neuron superb care ne-a dat Dumnezeu, acel neuron care ne ajută, vorbim, iubim, parlamentăm, uitați ce frumos se întâmplă, acel neuron se distruge. Un neuron pe secundă. Ori, într-un timpul furiei, scandalului, certurilor, divorțurilor, dispar cei mai mulți neuroni. Pe aia ne minunăm că tăticul, bunicul au făcut accident vascular cerebral. Asta este. De obicei, cei care sunt tensionați, oamenii care sunt tensionați,
vor să exporte tensiunea asta. Și inima și creierul suferă. Cum mă apăr eu? Cum... Trebuie să avem mintea întreagă. Trebuie să fim imuni. Asta ar fi ideal. Să fim imuni la tensiunea pe care alții vor să-mi o dea. Da. Să fim imuni. Trebuie să ne educăm. Dacă noi ne aflăm în fața unui război, în fine, să ajungem și la cel biologic, psihologic. Să facem tot ce e posibil să nu ne certăm. Să nu... Goethe cobora la Weimar, celebru, pe o potecuță mică, 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 mică. Și când cobora la Weimar se plimbe, un domn tânăr de vreo 20 de ani îi spune, drept în față, nu mă dau la o parte din fața impostorilor lui Goethe. Erau potecuța atât. Goethe zice, eu mă dau. Asta e explicația. Și de aici e toată fraza. Deci eu mă dau la o parte. Mai avem o capacitate pe care românii au luat-o în brațe. Foarte bine. Felicitări tuturor românilor. Circulați. S-au dus în toate lumea. Am fost și eu acum de curând la Florența, plin avion. Și în Bolonia și în Florența, pe toate străzile se vorbea românește, parcă era orașul nostru. Toată lumea circula, toată lumea intra în toate bistrourile, toată lumea zicea la muzee, toată lumea vorbea frumos. Deci îmbunătățea mintea, deci îmbunătățea cunoștințele. Deci travelul ăsta românesc este foarte bun și merg, și merg, și merg foarte bine, cât mai putem. Domnule profesor, pentru că vine Omicron. Pentru că vine Omicron. Vorbim despre Omicron. Imediat vom vorbi și despre supape, pentru că trebuie să existe niște supape. Da. Pentru unii dintre noi, supapele sunt chiar întâlnirile astea în familie. Da. Da. Vorbim despre ele imediat. Dar înainte, Omicron, cât de îngrijorat sunteți în legătură cu tulpina asta? Nu știm totul. Ce se știe până în momentul de față? 11 cazuri, asta a anunțat. Ce se știe? În primul rând că această transmitere este mult mai rapidă și recepționăm virusul acesta mai repede ca Delta, cel dinainte. Deci mai repede vom fi afectați. Trebuie să fim foarte atenți la protecția cu măști. Și sunt anumite măști, nu o să zic că fac reclamă la anumite măști, anumite măști de protecție mai puternice. Purtați măști, purtați distanțarea. Trebuie să ne ținem la distanță. El penetrează foarte repede. Uitați persoane care nu au avut contact direct. Și totuși înseamnă că el se transmite repede. Avantajul se pare până acum, să nu greșesc, până acum că morbiditatea, adică boala, este mai ușoară. Discuția care s-a pus, cei vaccinați facem o boală mai ușoară, credem că acesta ar fi viitorul, să ne vaccinăm oricum și vom face o boală mai ușoară. Iar toate companiile în frunte cu Pfizer caută să prindă într-un nou vaccin, va fi a patra doză, mergem înainte, eu sunt pregătit mental. V-ați pregătit într-un anume fel? Sau pur și simplu e încă unul dintre multele vaccinuri pe care le facem cu toții în timpul vieții noastre? Le facem cu toții, nu știm ce se întâmplă. Deci trebuie să-l facem, pentru că acest Omicron atacă sistemul nervos. Au apărut accidente vasculare cerebrale, au apărut hemoragii în creier. Care este adevărul? Nu știm. Dar sigur produce fenomene de coagulabilitate crescută și se închide anumite vase. Deci până la hemoragie mai este un pas. Lucrurile capătă conotații grave. De când să intrăm în asemenea patologie, noi spunem boli grave, mai bine să ne protejăm. De data aceasta este un război biologic pe care să-l dăm. Pe vremuri nu se luptau unii cu alții și se pare că și Magellan a primit în 1521 o săgeată în picior care era otrăvită. Se băteau cu otrăvurile. Deci la fel era. Deci era o bătălie cu otrăvurile. Se dădeau un război fizic și se foloseau otrăvurile. Război psihologic a existat. Vă amintiți casele importante de Borgia, medici se otrăveau unii pe alții și așa mai departe. Deci alt război toxic care a fost. După care au urmat iperita. Tot război. În timpul războiului au dat drumul la un gaz și au murit pe săracii antrașei. Nu erau pregătiți. Și noi. Nu, noi suntem în prima linie, suntem experimentul care vine și vine asupra noastră. De ce vine? De ce noi suntem în față, generația noastră? Ce se va întâmpla? Până acum cred că nu m-am modificat ca sistem nervos după 3 doze și așa că sunt foarte optimist. Chiar am anunțat pe domnul ministru Rafila că sunt pregătit pentru 6 doze. De mai are. Deci sunt pregătit în continuare. Așa privesc optimist. Asta este boala, asta am de luptat, asta trebuie să facem. Aveți o soluție? Vă întreb asta de fiecare dată când ne întâlnim, vă întreb și în seara asta dacă aveți o soluție pentru a-i convinge pe cât mai mulți dintre conaționalii noștri să se vaccineze, că sunt puțini cei care s-au vaccinat. O treime. Da, este adevărat. Știu aceste cifre și nu înțeleg de ce. Există curente contra vaccinării, dar încă o dată mă întorc. Dumneavoastră, eu am avut doi cățeluși, caniși.
primul lucru când l-am adus, l-am crescut, vaccinarea. Mă duceam și spuneau, nici comenta. Sigur că el nu protesta. Aici e avantajul. Sărăcuțul, el nu protesta. Deci nu poți să ieși în parc cu cățelul dacă nu ești vaccinat. Este clar. Am mai povestit, când am vrut să intru în bazinul Amazon, mi-a spus, nu aveți vaccin, nu intrați că veți muri, sigur, dacă faceți febra galbenă. Deci e clar și am stat în spate, dar n-am protestat. Nu înțeleg acest protest, eu nu înțeleg, când noi suntem vaccinați pentru tot felul de boli. Am scăpat de poliomielită, am scăpat de difterie, am scăpat de BCG-ul, de tuberculoză. Lumea a evoluat, tot timpul ne-am luptat cu vaccinurile. Să nu uităm. Ei, și acum nu suntem de acord. De ce nu suntem de acord? Nu, eu nu înțeleg. Când toate datele dovedesc că acest vaccin ne protejează foarte mult. Credeți că au fost suficient de mulți oameni care să le explice celor care nu înțeleg? Sau care... Nu, aici este altceva, dacă pot să-mi permit să vă spun purul adevăr. Vă rog. Trebuie să fie lăsați specialiștii să vorbesc. Nu are niciun rost. Ca să vorbească un politician, un ofițer, ce doriți dumneavoastră, un amiral sau ceva, nu are rost. Trebuie specialistul calm să explice oamenii buni. Asta este boala, asta trebuie făcut. A fost profesor de infecțioase care a spus testați și izolați. Dacă a apărut pozitiv, dragul, și acum cineva m-a sunat, sunt pozitiv. Stați acasă, anunțați DSP-ul. Ca să nu răspândiți, puțină minte la toată lumea. Testați. Deci prima măsură. Al doilea, apărarea cu vaccin. Dar specialistul să vorbească. La un moment dat, cred că știți și dumneavoastră, pe post apăreau 4 persoane, să nu le spunem numele, care spuneau despre problema aceea lucruri complet diferite. Și despre vaccin, și despre apărare, și așa mai departe. Nu se poate așa. Apoi trebuie lucrurile, când am stabilit că vine valul, ținem pentru val. Nu dăm drumul la congrese, nu dăm drumul la paranghelii, nu dăm drumul la toate lucrurile relaxante. Ori ținem, ori nu ținem. La noi tot este în funcție de cum bate vântul. Înțelegeți ce spun foarte bine. Noi suntem încă acum din cenușiu negru, dintr-o dată am devenit verde. Suntem foarte fericiți. Ce se va întâmpla? Sigur vine valul următor. Sigur în ianuarie. Nu că a spus domnul ministru. Vine sigur pentru că vine asupra Europei. Și noi suntem în Europa. Vine și acest lucru. Trebuie să fim pregătiți. Pregătirea este la nivel de medic de familie, la nivel de DSP, la nivel de spitale, la nivel de tratamente. Trebuie să fim pregătiți. Ca și cu soldatul, cu ranița și cu pușca la îndemână. Altfel nu putem. Și pregătirea înseamnă să fim vaccinați? Să fim, părerea mea, și așa spun mască. Și spun clar, deci ca doctor și senior, să fim vaccinați, să purtăm mască, să nu... Apare un grup perfect, dar nu trebuie să mă duc în grupul ăla. Numai decât. Și tineretul este foarte expus. Și mai ales cu tulpina aceasta este foarte expus tineretul. Că se transmite foarte mult și foarte repede. Deci nu trebuie să merg în aceste adunări de grupuri. Am spus cuvântul din Grecia, paranghelie. Foarte frumos. De putem să participăm și vizual, putem să stăm și pe margine, putem să ne facem bucuria și totul, și mental, și fără ca să întindem hora foarte apropiat. Puțin mai la distanță. Acum, în legătură cu oboseala asta psihică, știm părerea dumneavoastră, ne-ați spus, da? Când vrei să te scoți din priză seara, un pahar de vin roșu este, da? Aur. Da, așa este. Și ce argint. Se întâmplă? Și? Da. Și argint, aur și argint. Și, și aur și argint. Da. Este... Și aseara am băut un pahar de vin, da? Un pahar de vin înainte de, roșu, da. De somn. Și încet, da, și somn, da. Se bea încet. Da, încet. Ideal ar fi să-l bei cu cineva și să povestești ce s-a întâmplat peste să zi. Să nu te cerți, că nu este bine. Dar să nu narațiunea cum de cum să te cerți la un pahar de vin, domnule nu profesor? Poate. Nu se poate. Nu se poate, da. Să repezi ce s-a întâmplat peste zi, să iei numai lucrurile bune, cele bune să se adune, cele rele să se spele, așa, și să te relaxezi total și să te duci lipa, să faci nanic pe cât mai bine relaxat, fără televiziuni, fără breaking news. Sau și fără ecrane pe care oamenii de obicei, da, le consultă în pat fiind. Da, în pat se uită la... N-am putut dormi, prin normal, dacă ai citit toată noaptea, că mergi din știre în știre. Și atunci nu mai știi unde te duci în problema aceasta. Normal, te ține treaz. Ce se întâmplă însă de sărbători când există tentația excesului, abuzului. Să începem cu băutura. Da, există. E bine? Este o supapă de care ai nevoie din când în când? Din când în când. Din când în când. Știți că și doctorii spun în felul următor, chiar și nutriționiștii, totul cu măsură. Dar
În fine, măsură, dar sărbătorile reale sunt de Crăciun, de Paște, mai ales Crăciunul este atât de frumos. Lăsați-i pe oameni să se distreze, lăsați lumine. București nu e lumina, nu știu ce să cred. Am venit de la Iași, un centru universitar. Superb. Da, și la noi parcă este așa, cer, adică cum ce se... pare trist Bucureștiul? Da, plâns. Într-un moment când n-ar trebui când să fie n-ar trist. Trebuie să fie luminat, nu contează. Credeți această că ne contaminează și da, pe noi sentimentul ăsta? Da. Lumina este, ne dă drumul la centri nervoși, putem funcționa mai bine, din toate punctele de vedere. Și dacă vezi acest lucru luminat, duminică am făcut turul Bucureștiului și am rămas surprins. Parcă era mormântare în tot orașul, nu înțeleg. Dar trebuie să privim optimist. Păi cum dă optimist dacă noi în orașul acesta, nu e bine să dăm nume, să acuzăm, noi în acesta facem economie la ce? La bucuria noastră. Bucuria este Crăciunul, nașterea Domnului. De ce este permis un exces de sărbători? Este afirmativ sau interrogativ? Este permis un... Eu spun că da, că și eu am să-l fac. Și culinar sau numai bahic? Cred că amândouă. Amândouă? Da, dar nu un exces așa. Dumneavoastră, dumneavoastră și noi toți ar trebui să știm până unde se poate, nu? Adică de la un punct încolo îți face rău. Da, sigur că da. Se încarcă prea mult. Sunt trei lucruri. Se mănâncă de foame, se mănâncă de partea de sațietate, se mănâncă de plăcere și pe aia se mănâncă de cotoptanul. Aia cu coptanul trebuie adăugat. Trebuie să ne oprim la primele două faze. Să mâncăm de foame și de sațietate, de plăcere și nu mai mult. Și adevărat, să bem multă apă și din când în când cât un pahar de vin, fiecare cum dorește. Iar românii au inventat o băutură, îmi scapă numele exact, parcă îi spune șpriț. Merge șpriț iarna? Da. Poftiți? Merge șpriț iarna? Încercați. Vedeți că merge. Se mai întâmplă ceva în familiile din România, domnule profesor. Oamenii vin tensionați, de data asta am și aflat care sunt explicațiile și după o oră, două, încep să se ia la ceartă. Se iau la ceartă. Pentru ce? Familiile întotdeauna există tensiuni, există frustrări, oamenii vin cu bagaje vechi, urâte și le descarcă acolo de față cu toată lumea. Nu este bine, nu duce la nimic bun. Sunt persoane, de exemplu, eu evit să mă întâlnesc cu persoane care au energie negativă, de-aia vin la dumneavoastră, că aveți energie pozitivă. Deci nu îmi plac. Sunt, într-adevăr, persoane care se ceartă continuu. Nu înțeleg de ce și nu înțeleg. Nu, nici pentru ei nu-și fac bine toate lucrurile acestea. Deci eu nu spun că este și o problemă de educație. Este și o problemă de concepție. Ce vreau de la viața asta? Să fiu frumos, să fiu deștept, să fiu elegant, să fiu în toate punctele de vedere, să performez în meserie. Mea, să pot să pun un diagnostic bun, să pot să operez, să mă ducă mintea, să vin la jurnalul de seară. Deci asta nu le pot face dacă mă cer de dimineață până seară. Probabil aici cheia este să înțelegi că dar pentru ca să ție să-ți fie bine, tu ești sigur. Cum principalul să motor. Nu contează ce fac ceilalți. Și, da, sigur că da. Povestea cu capra vecinului e cea mai bună chestiune. De ce să moară capra vecinului? Lasă-o, domnule, tăiem împreună. Da. Deci lucrurile trebuie să fie optimiste și în creier. V-am propus niște studii, domnule profesor, în legătură cu îmbătrânirea, care ar fi ameliorată, ar fi chiar întârziată, de cei care muncesc de muncă, domnule profesor. Da. E orice fel de muncă sau e important să fie o muncă una care să-ți aducă plăcere? Plăcere. Trebuie să... Eu am fost și Dalai Lama, unul din acești Dalai Lama a zis că serviciul trebuie să fie de așa natură ca să-ți facă plăcere, să te duci cu plăcere la serviciu. Eu mă duc cu plăcere la serviciu. Știți, când îți place, nu da. Ai serviciu. Nu este pe n-am serviciu. Când îți place, nu muncești niciodată. Da, și azi m-a întrebat un domn pe la ora 5:30, zice, da, v-ați spontan? Nu. Nici la intrare, nici la ieșire. Pentru că am intrat la o oră care era printre primii, la 7:15 și la ieșire, acum la 6 seara. Deci nu m-am bătut, ce să vă pontez? Asta e ziua lumină în care am făcut-o, dar am făcut-o de plăcere. Nu m-a obligat nimeni. Deci din toate punctele... Știți, părinții, bunicii noștri sunt acasă, sunt singuri. Da. Stau multe zile singuri. Da. Câteodată vorbim la telefon și după aia iară stau singuri. Da. Ce ar trebui să facă? Ei spuneați că e important și un soi de rutină. Ceva cu repetiție? Deci la părinții și o vizită, un telefon zilnic,
o vizită. Acum ați văzut că pe telefon ne putem vedea. Și atunci contează enorm de mult. Nu trebuie să neglijați. De exemplu, mă scuzați, părinții mei sunt în eternitate. Dar făceam tot posibilul să fug, nu mai sunt de sărbători, eram devotat. Și în general fugeam lângă ei să stau de sărbători, știau că vin. Și pe timpurile alea, de când aveau nu știu câte aeroterme prin casă să fie cald, și știau că vin și mă așteptau cu cât aveau, cu puțin acolo și fericiți, fericiți. Haide. Dar o vorbă bună, o mângâiere, un telefon seara, nu cumva să transmis ceva rău, numai de bine. A, sunt sănătos, mă gândesc la voi, v-am pregătit un cadou. Ce cadou? Uite, o sticlă de vin. Uite, vorbesc de și alte vremuri. Orice cuvânt bun, vorba multă, mult aduce din toate problemele acestea. Iar dacă persoana mai în vârstă, părinți, bunici, rude, etc., îl uiți undeva într-un colț, se izolează și mai tare, și mai tare, și se simte inutil. Aici ajungem. Nu trebuie să fii. Trebuie să fii folositor. Socializarea e foarte importantă. Pentru toată lumea. Și pentru noi. Da. Un vaccin împotriva bătrâneții? Ar putea exista așa ceva? Japonezii își propun să-l dea gata, să existe un vaccin împotriva îmbătrânirii. Vedeți posibil? Nu văd un vaccin, văd un mod de viață împotriva îmbătrânirii. Vaccinul e la noi. La noi. Vaccinul este la noi. Deci noi avem acest vaccin și trebuie să-l folosim. Unul din acestea e să muncești de plăcere. Sunt persoane mai în vârstă care lucrează în grădină. Sunt foarte fericit. De când m-am mutat, am auzit. De când m-am mutat la țară, mă simt foarte bine. Cultiv, sap, stau în aer liber, beau apă curată. Pahar de vin, făcut de mine. Da. Foarte bine. Și avem încă o... Avem unde să mergem la țară, în aer liber. Foarte mult contează. Orășenii sunt într-un oraș puțin poluat. Știm cu toții acest lucru. Dar trebuie să-i scoți. Pe cât posibil să ne ajutăm părinții și bunicii, pentru că în clipa în care nu îi mai avem, simțim marea pierdere care s-a întâmplat. Când izolarea s-a instalat, da, și... când stau mult singuri, încep să refuze, da, și să iasă, da, și să primească. Da, din ce în ce. Din ce în ce mai izolați. Din ce în ce, cu cât... Cum îi scoți din izolare? Totul este să vorbești frumos, să-i socializezi în weekend, să-i scoți la plimbare, să te comporți ca și cum totul ar fi normal. Să zicem că au uitat cheile în frigider, n-are importanță. N-are importanță. Au uitat nu știu ce, n-are, nu cumva să fie certați. A, își fac culpabilitate, uite că am greșit, uite că m-am prostit. Nu mă mai duce capul, nu mai sunt în stare de nimic. Dar și știți că în familie, partidul fiind doamna, ceartă guvernul pe domnul și el ceartă tot timpul. N-ai făcut cu tare, săracul nu mai știe unde să se uite. Complet dezorientat, temporospațial. Deci, totul trebuie să fie, dacă se poate, liniștit. De ce un domn sau doamnă în vârstă să nu bea un pahar de vin? De ce un domn care s-a obișnuit ani și ani de zile la masă sau o dată pe săptămână să bea o băutură românească care se numește țuică? La ce, cu ce face rău acest lucru? Îi dă o stare de bine, îi face vasele din cap, din inimă, îi cunoaște vasul dilatator. Să nu facă aia, că a spus doctorul și doctorul bea de stinge. Să nu facă să nu fumeze și doctorul fumează. Unde e adevărul? Să facă ce îi place. Și atunci îi prelungește și lui viața, se simte și bine. Și vai ce doctor bun avem când ne recomandă un pahar de vin. Lucrurile trebuie făcute cu liniște, exact ca în toate poveștile pe care le-am, Tinerețe fără bătrânețe, al lui Petre Ispirescu. Și pe Creangă, pe care le-am citit. Marele eveniment științific al anului viitor se anunță un proiect al lui Elon Musk. Vrea să implanteze în creier un chip prin, da, care, de exemplu, paralizații care nu-și pot folosi mâinile și picioarele să comunice cu un computer prin puterea minților. Cum e? Fantastic. E fantastic. Ideea a fost că s-au încercat tot felul de lucruri. Știți că și teatrele de război au făcut oameni care au fost loviți, împușcați în măduvă și dintr-o dată jumătate de corp nu s-a mai mișcat. Când sunt patru, este tetraplegie. Când sunt membrele inferioare, paraplegie. Aici azi, diplegie, în fine, acest cuvânt plegie. Deci nu mai funcționează, nu mai merge. Și atunci toată știința s-a pornit să găsească metode ca între cele două porțiuni de măduvă lovite. Accident de război, accident de cutremur, căderi de la înălțime, ați auzit.
Am avut și eu un copilaj din care a căzut în Cancun, în asta, fractură cervicală, întreruperea mădurii, n-am mai simțit nimic. Avem și un fotbalist, nu pot să-i spun numele, cu ceva în genul acesta. S-au încercat toate metodele. S-au introdus în zona respectivă a accidentului în măduvă, care este transmiterea nervoasă, s-au introdus celulele stem. S-au făcut și studii fantastice. Și în Israel, și în Belgia, n-are rost ca să insistăm, an și an de zile s-au încercat. Nu au dat rezultate. După care s-a făcut această idee în 2009. A fost o idee de bypass, termino-terminală pe mădă, de la un capăt altul, măduva distrusă, de sus în jos, cu fibre nervoase, cu electrozi, cu tot ce s-a putut concepe omenirea în 2009. S-a încercat, nu ce aceasta nume. Și acum vine această idee formidabilă și publicată de Elon Musk. Și publicată nu e această science fiction, e chiar publicată, în care aria motorii din cap, în două arii motorii, transmite prin electrozi foarte fin la măduva efectoare. Măduva efectoare, adică cea de jos, de unde pleacă transmiterea nervoasă. Se numește neuronul, motor, periferic, care transmite. Efectorul. Cum comandăm, comandantul zice înainte, marș. Și atunci pornește. Dă comanda. Și au făcut, dacă e întreruptă comunicarea între cele două părți ale măduvei, pleacă electrozii și ajung în măduva efectoare. Ajungând în măduva efectoare, se stimulează area motorie, de oricum ea funcționează, trece prin anumite elemente clare, de o platformă de chipuri, prin care transmiterea să se facă în ariile motorii ale măduvei spinării. S-a discutat motricitatea. S-a făcut experimentul pe mai multe. 1, 2, 3, s-a reușit. 2019 s-a publicat. Și s-a numit Neuralink. Neuralink. Primul autor într-o revistă de științe, de neuroștiințe, era chiar Elon Musk. El a publicat-o cu această platformă de transmisie. Și a continuat, și a continuat. Acum ne aflăm și toată lumea așteaptă ce va fi următorul pas. Pentru că merge la Food and Drug Administration să-i dea avizul, moment în care va putea să treacă, sigur, pe voluntari și va trece la om. Este, orice fel de idee este binevenită. Nu rămâne decât să ne rugăm la Dumnezeu. Pentru ce? Pentru omenire. Dacă a funcționat la maimuță, că a funcționat. Sigur că da. Sunt mari speranțe ca la om să meargă. Vă dați seama câți oameni, și de aici nu e vorba de traumatologie, dar sunt și alte boli în care transmisia ne... Sunt și boli neurologice, sunt boli invalidante, boli de dizistrofie neurală. Nu intrăm în amănunte în care transmisia de la creier spre măduvă și spre nervi efectori nu se face corect. Și atunci se pot introduce aceste elemente. Nu este imposibil, s-a găsit deja o soluție. Trebuie să felicităm că acest multimilionar, miliardar folosește banii, nu la jocuri de noroc, ci la neuroștiință. Este un pas extraordinar înainte. Pentru final, domnule profesor, ne întoarcem de unde am plecat. Și anume la starea asta de prăbușire psihică. Unii probabil se pot întreba, ok, dar de unde vine? Am explicat, ați explicat de unde vine starea. Ea poate fi explicată și printr-un pesimism așa, care durează de 2 ani de zile, adică lipsa unei perspective bune. Da. Ne tot gândim că va fi mai rău. Acum vine și Omicronul, iar e rău. Da. Care e remediul? La ce să ne gândim, domnule profesor, ca să scăpăm, să ne fie bine, să fim optimiști, să trecem peste? Doriți un mesaj ca să spun sau cum gândesc eu ca să spun? Și. Cum gândesc eu? Eu gândesc pozitiv în general. Lumea periodic, e o perioadă de efervescență, lumea a făcut în flori și a fost foarte frumoasă, am circulat, ne-am distrat, am văzut muzică, am văzut dansuri, am văzut ce se poate vedea. Bun, după care a venit această inchiziție asupra noastră și ne-a ținut în casă. Am intrat în evul mediu, suntem în întuneric. Trebuie să gândim că așa este lumea. Era un șeful comunității evreiești din Brașov, un om extrem de inteligent, filozofic, îmi zice, stai calm, după 7 vaci, spunea după vaci, că așa spune la dânsii în Biblie, zice, după 7 vaci negre vin 7 vaci albe și grase și lumea se va îmbunătăți. Deci asta e cicloid în lume. Și atunci lucrurile, trebuie să le privim filozofic, au mai trecut omenirea prin așa ceva. Vom trece și vom învinge. Iar noi suntem o țară binecuvântată de Dumnezeu. Dovadă că indiferent ce se întâmplă în jur, până la urmă iarăși supraviețuim.
Iar ca mesaj, dacă pot să-mi permit, v-am pregătit ceva. Pentru că am fost la Florența, am văzut această apăsare. Am să vă spun un lucru care nu vă așteptați, care este o sintagmă pentru ziua de azi. Michelangelo, în 1511, chinuit, când îi mai dădea bani Papa Iulius al II-lea, chinuit că picta la 20 de metri jos de podea, picta poziția aceasta și se uita în sus, chinuit din toate punctele de vedere și de familie, că îi cerea continuu bani, lucra mai mult singur, a spus o frază foarte interesantă, picta Geneza pe Capela Sixtină. Dumnezeu nu ne-a creat ca să ne părăsească. Sunt cuvintele lui. Credea în Dumnezeu. Nu-l iubea pe papă, dar credea în Dumnezeu. Nu ne-a creat ca să ne părăsească. Acesta e mesajul pe care vreau să-l transmit. Vă mulțumesc mult, domnule profesor. Cu deosebit respect. Sărbători fericite. Sărbători fericite. Vlad Jurea, neurochirurg de studioul Digi24.